Și acum, minunea minunilor! 6 niveluri de înălțime! Husă detașabilă! Nu despre asta e vorba, ci despre asta! Și acum, numărați cu mine! 1! 2! 3! Gata patul! Și iată pătuțul pliat! 3 pași, 5 secunde! Iar într-o secundă l-am montat! Ta-tam! Un copil nu trebuie să doarmă în același pat cu părinții lui. Acesta este pătuțul. Un bebeluș se va simți în siguranță atunci când simte respirația și atingerea mamei lui. Iar o mamă nu trebuie să coboare din pat atunci când alăptează. O nașă adevărată are grijă de somnul bun al copilului și de odihna părinților.